Deschideți Cuvântul Sfânt la Evanghelia după Luca, capitolul 19, și începem citirea de la versetul 33. Pe când deslegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod au venit la Iisus și au spus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împrejura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Și Domnul să dea har peste cuvântul său. Amin. Ierusalime, Ierusalime, e cuvântul și versetul la care mă opresc în seara aceasta și aș dori să fie din partea Domnului un cuvânt de cercetare pentru a ne vedea starea după cum vrem să o vadă Domnul și să ne pocăim. Ierusalime, Ierusalime. Cuvântul vine și de două ori un nume, e o subliniere în felul scrierilor ebraice. Și nu e singura dată când Domnul Iisus folosește un nume dublu. E aici ceva din gingășia harului lui Dumnezeu. Avraame, Avraame. De două ori. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă. E aici ceva din gingășia iubirii pe care Domnul Iisus o are când spune Ierusalime, Ierusalime. Dimineață, desigur, în predica fratelui Ordeanu, am avut aproape toate detaliile arătate și frumos prezentate ca să le înțelegem bine și să ne cercetăm. În seara aceasta n-aș vrea decât un singur lucru, acest Ierusalime, Ierusalime, pe care Domnul Iisus îl rostește pentru cetatea lui David, cetatea de scaun,
cetatea Dumnezeului celui viu. Domnul are trebuință de măgărușul acela. E ceva de paradox în tot ce se întâmplă la Florii. De data aceasta nu mai spune ca să se întâmple, ci trimite doi ucenici ca să aducă măgărușul pentru că avea trebuință de el. Și lucrul acesta e frumos pentru că ne spune și nouă Domnul, ai ceva de care am nevoie. Ai ceva de care eu mă pot folosi și nu vreau să lucrez eu și să-l am, ci vreau tu să mi-l dai. Desigur, lucrul acesta e, spun, un paradox, cu atât mai mult cu cât înțelegem cine este Domnul, câtă putere are, câtă slavă e în cuvântul Lui, câtă minune e într-un cuvânt pe care îl rostește El. Și aici, de data aceasta, vine și spune unui stăpân, ai ceva de care am eu nevoie. Și nu face o minune ca să îl aibă, ci îl cere de la noi, de la fiecare. Poate cineva are tinerețea și Domnul vine și îți spune, am nevoie de tinerețea ta. Poate ai o voce frumoasă și oare nu ne bucurăm de tinerii noștri care și-au pus la dispoziția Domnului talentele pe care le au? Programul de după amiază e un program al harului pe care Domnul îl revarsă peste tinerii noștri. Am ceva ascuns în tine, îl știu și am eu nevoie de lucrul acesta. Spun, e ceva care e gingaș în faptul că Domnul le spune ucenicilor, dacă vă întreabă de ce deslegați, spuneți-i, Domnul are trebuință, are nevoie de ce ai tu. Și cu atât e mai frumos lucrul acesta, cu cât ucenicii care l-au cunoscut pe Domnul îi spun stăpânului, tu ai ceva pe care Domnul, Mântuitorul nostru îl vrea. Îl dai? Și aș vrea să fie și în fraza aceasta o cercetare pe care Domnul să o aibă pentru noi, pentru fiecare. Nu e vorba de cineva care se bagă în față, că așa vrea el, îi place să ajungă mai sus, să se afirme. Aici e vorba de Domnul Iisus care se uită, are nevoie de ceva care e al nostru și vrea să-l dăm lui. Odată Avraam, părintele credincioșilor, cercetat și într-un fel, la fel ca și acum, aude graiul Domnului, adun ca jertfă pe întâiul tău născut. Dar întâiul născut, pe Isaac, erau toate făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu lui Avraam în legătură cu moștenirea și mulțimea stelelor care urma să fie moștenirea familiei lui. Acolo, în copilul acela, în feciorul acela, erau făgăduințele lui Dumnezeu și Domnul îl cere să-l aducă ca jertfă. Nu pot să și nu înțeleg frământarea pe care Avraam a avut-o. E la o vârstă și el și Sara când nu mai puteau să mai aibă copii. Și cel pe care l-a cerut Domnul
pentru el era o minune a lui Dumnezeu. Și Avram nu discută, nici măcar nu găsim că îi spune Sarei ce avea să facă. De cu noapte se duce, nu vreau să vă spun așa părerea mea în legătură cu Sara și de ce tocmai Avram nu îi spune deloc Sarei. Probabil că Sara, mai duioasă, dacă i-ar fi spus, mă duc să-l aduc pe fiul nostru ca jertfă pe un munte mai departe de noi, Sara, și așa, când au venit înapoi, rabinii spun că Sara era complet alta, părul i s-a albit, uneori vorbea singură noaptea și ieșea să se despartă de Avram, să fie singură. E delicatețea aceasta a mamei. Dar Avram, omul credinței, a fost ferm. Și abia în epistola către evrei aflăm o taină pe care nu o găsim în altă parte. Ce era în inima lui, dincolo de frământare și de durere și de felul în care își jertfea el, tatăl, fiul, el credea ceva, că Dumnezeu chiar din morți poate să-l învieze. Și am putea, dacă îmi permiteți un dialog, ai mai văzut undeva, Avrame, pe cineva să învieze din morți? Ai mai văzut pe cineva din mormânt să iasă cu putere și cu viață? Și Avram, mă gândesc, ne-ar spune, nu contează, am văzut sau n-am văzut, eu cred că Dumnezeu are putere. Și în credința aceasta e credința care a fost uimitoare și a mișcat cerul. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici la Ierusalime, Ierusalime, e gingășia dragostei Domnului nostru Iisus Hristos. Pierdem așa mult că luăm pentru friptură găina de la Giul sau de undeva și nu ne uităm cum cloșca își crește puii. Cum atunci când cloșca vede uliul sau vulturul în zare, are un semnal pe care ia un cod al cotcodăcitului și deodată toți puii de unde sunt în ogradă vin și se ascund sub aripile găinii. Și la imaginea aceasta vine Domnul și spune, de câte ori am vrut, Ierusalime, să te strâng cum strânge cloșca puii. Și lucrul acesta ne arată inima lui Dumnezeu de Tată, inima lui Dumnezeu cel care se jertfește pentru noi. Câte un pui vine și nu mai are loc sub aripile găinii și atunci se urcă pe găină sus, pe cloșcă și acolo stă, nu-i mai apărat decât în curte, dar știe că-i lângă mama. Lucrul acesta și e primul, nu vreau să am o predică lungă, și lucrul acesta e primul pe care vreau să îl pui, să-l spun. Al doilea lucru pe care parcă mi-e și teamă să-l spun, pentru că mă refer la ceva pe care nu-l înțelegem. Falimentul Domnului Iisus. E un faliment aici. Domnul Iisus vine și când plânge, spune, de câte ori am vrut și n-am putut.
cu autoritatea pe care o are, el vine și mărturisește ucenicilor, oamenilor din vremea lui. Odată, țin minte, am explicat un alt lucru pe care nu îl înțeleg, însă la 1 Corinteni, la capitolul 5, cu versetul 5, Apostolul Pavel vine și spune de o hotărâre pe care a avut-o. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. Împietrirea despre care vorbește, Apostolul Pavel spune, asta e dincolo de răbdarea lui Dumnezeu. Și el cu autoritatea apostolică vine și spune, am hotărât că un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Texte din felul acesta sunt foarte drastice. Vedeți, e o stare în care Apostolul Pavel vine și spune, omul acesta nu mai merită să fie iertat. Nu mai merită să aibă har. E ca și cum deasupra noastră e pusă o cupolă de apărare. E pus un înger care păzește și sufletul și mintea noastră și inima noastră. Și Apostolul Pavel vine și spune, înger păzitor, dă-te la o parte, ca omul acesta să devină pânda diavolului, a satanei. Și lucrul acesta e periculos. Gingășia dragostei lui Dumnezeu o vedem cum se adresează Ierusalimului. E aici durere, aici e cumva lacrimi de o stare care nu se mai poate repara. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Ne referim la lacrimile Domnului Iisus când în Betania, cuvântul ne spune, Ioan Evanghelistul, Iisus a plâns. Dar nu ne uităm aici că la fel, lacrimile Domnului Iisus au fost vărsate pentru Ierusalim. De câteva ori am harul să ajung la Ierusalim și să umblu cu picioarele mele pe caldarâmul și pe pământul Ierusalimului. Urcând în sus pe muntele măslinurilor, undeva se face o terasă împrejmuită cu pietre zidite și acolo turiștii stau și se uită. Într-o parte e muntele măslinilor care se ridică și în cealaltă parte, înspre vale, înspre valea lui Iosafat, se coboară relieful și apoi urcă în sus spre oraș. E o imagine frumoasă, ceva de vis. Mă gândeam într-o vreme, parcă, Doamne, aș mai vrea să calc cu picioarele în Ierusalim și să iau și pe frații și surorile mele de la Betel și să vadă, să se bucure de ce frumuseți ai făcut tu și în cetatea marelui împărat, cum e numit Ierusalimul. Nu știu dacă voi vedea cu ochii aceștia de țărână, dar vă spun, imaginea e uimitoare. Și Domnul Iisus ajunge acolo, nu la terasă, urcând și văzând cetatea,
l-a apucat plânsul. Și atunci spune el, pentru că vede în viitor, nu va rămâne piatră pe piatră aici. Vor veni și vor face șanțuri în jurul tău, te vor cuceri și vor omorî și pe copii, și pe mame, și pe părinți. Și acesta este ca un blestem, pedeapsa, și vine și spune Domnul, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Și lucrul acesta iarăși e uimitor. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu are un început și are un sfârșit. Și Domnul Iisus vine și spune, se termină răbdarea aceasta. Noi băgați de vină lui Dumnezeu, voi sunteți de vină. Și vor veni peste tine oștile vrăjmașilor și te vor împresura cu șanțuri, te vor împresura și vor strânge la tine toate oștile. Aici e și nu-i cuvântul bun, falimentul Domnului Iisus, el niciodată nu are faliment, dar e un cuvânt care ar putea arăta ce era în inima lui când oamenii și-au bătut joc de el, n-au primit harul, n-au primit îndurarea, cu atâtea beneficii pe care Domnul le dă, lor nu le pasă. Și Domnul trebuie să se uite și să le spună ce urmează să fie. Pentru că a fost o zi, o vreme de cercetare. Și în cercetarea aceasta era pusă toată gama binecuvântărilor pregătite de Dumnezeu pentru Ierusalim. Și ați respins gloria pe care o pregătise Dumnezeu pentru voi. Și pentru că nici nu e plăcut să vorbim de asta, voi trece mai în grabă. Dar aș vrea să vă spun, frați și surori, cu Dumnezeu nu-i de joacă. E un Dumnezeu, Moise venea și spunea, cel care a vorbit gură către gură cu Dumnezeu, cel care s-a apropiat de Dumnezeu și Dumnezeu l-a îngăduit, cel care urcă sus pe munte împreună cu cei 70 de bătrâni ca să ia masa undeva împreună cu Dumnezeu. Vorbesc de niște lucruri pe care nu le înțeleg, dar scrie în cuvânt. Moise vine și spune, Dumnezeul nostru e un foc mistuitor. Prăjol, arde, nu treceți de îndurarea lui care n-are asemănare. Știu că aici, în adunare, sunt câțiva care încă n-au încheiat un legământ cu Domnul. Mi-ar fi frică să trec dincolo de noaptea ce vine fără Mântuitorul meu. Am avut experiența, nu de mult, în luna trecută. În familia Secheșan au fost doi fii, doi băieți. Și unul nu era credincios. Adrian e un copil al Domnului, cu frică de Domnul și trăiește în sfințenie. Celălalt, fratele lui, și-a bătut joc de harul lui Dumnezeu. Mi-e greu să vorbesc de lucrul acesta, că pentru fratele lui Adrian am mijlocit în ultima vreme cum n-am mijlocit pentru nimeni. Eram convins că Dumnezeu o să-l aducă la mântuire, la hotărâre.
Nu mi-am dat seama însă că timpul pentru omul acesta era măsurat. Și într-o zi mi-era și teamă să deschid, să ascult telefonul, mă cheamă Adrian și îmi spune: fratele meu a fost chemat la judecată. Am plâns pentru el ca pentru un frate al meu. Știam că arestarea aceea de păcat, pentru că l-am văzut la înmormântarea mamei sale, sora Doina, o sfântă, și v-am mărturisit așa cumva dorința mea ca ei să fie cruțați și să-i mai lase Domnul cu noi. Când îi vedeam pe fratele și sora Secheșan, vedeam Aradu, vedeam un puștan care acolo lângă gară fugea în timpul cântărilor ca să joace unul rotarul și altele. Am plâns pentru omul acesta. Mi-am dat seama însă că timpul îndurării, a harului, al cruțării a trecut. N-aș vrea să vă pun în față groaza din Ierusalim, când oștile romane, la anul 70, despre care probabil vorbește Domnul aici în viitor, când oștile romane, enervate de încăpățânarea armatelor răsculate dintre evrei, n-au mai vrut să cruce, au înconjurat Ierusalimul, au aruncat flăcările peste templul și au ars și au ras totul. Și noi zicem, cruzi romanii aceștia. Moise ne-ar spune, Dumnezeu e un Dumnezeu care e foc mistuitor. Și nimeni să nu se joace cu harul și cu îndurarea lui. Și mai e un lucru, frumusețea și gingășia îndurării lui Dumnezeu, Ierusalime, Ierusalime, aș spune aici falimentul celor care n-au primit harul. Parcă sună mai bine și teologic, însă falimentul acela în care au respins harul lui Dumnezeu e eșecul firii noastre pământești. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l observăm aici. E o zi în care harul și bucuria Domnului, parcă o văd în copiii aceia care zburdă. V-ați uitat la copiii aceștia care au fost aici și au recitat versete? I-aș ruga măcar unul dintre copii să spună ceva și pe românește. Limba noastră e limbă sfântă, limba vechilor cazanii, care o plâng și care o cântă pe la vatra lor țăranii. Și v-ați uitat că se pierde un lapsus, probabil nu mai știe nici cum îl cheamă, dar se uită undeva, parcă din direcția aceea. Și m-am uitat cum stau în spate, se uită la mama sau la tata. Îți place ce spun? Ajută-mă! Și cumva aș spune aici, copiii aceștia care cântă, nu i-a învățat nimeni. Aici e ceva spontan care pornește din ce au auzit ei acasă, din ce s-au auzit pe străzile Ierusalimului. Binecuvântat e cel care vine în numele Domnului. Și cântarea aceasta cuprinde
și prinde întreaga mulțime. Mi-aduc aminte odată sora Bințea, sora Wurbrand. După o adunare era pe Irving Park. Ce adunări frumoase erau acolo. Și seara sora Bințea vine și ne spune: ce biserică frumoasă aveți voi! Ce biserică caldă aveți voi! Ce biserică a dragostei am simțit în seara aceasta! Și atunci, printre altele, spune: până și doi tineri, frageți, parcă erau niște copii, au venit să spună că vor să se căsătorească și că îmi cer un sfat de la mine. Curios, vorbind mai departe, deși nu știu dacă a fost potrivit, o întreb: și ce sfat le-ai dat, tanti Bințea? Ce sfat le-ai dat celor doi? Că știam de cine vorbea. Și sora Bințea vine și spune: le-am spus ceva simplu care știu că pot să facă. După ce vă căsătoriți, primul salar pe care îl primiți, dați-l Domnului. E jertfa primelor roade, nu separat, ci acum împreună. Și am fost curios să văd. Și dorința ei s-a împlinit. Va fi o zi frumoasă, binecuvântată, când vom cânta și vom lăuda pe Domnul cu tot sufletul nostru pentru harul pe care ni-l dă. În gândul acesta rog biserica să se roage pentru mântuirea altora, pentru câștigarea la Domnul a multor, chiar și a copiilor care vin la noi și recită în fiecare miercuri câte un verset sau două. Și mă rog ca Domnul să vă facă să vă bucurați de împlinirea pe care vă dă Domnul. La cancelarie a fost chemat unul dintre liceeni și directorul școlii îl invită să stea jos pe scaun și apoi îl întreabă întrebarea pentru care îl chemase: cum te simți? Cum se simte un tânăr de 18 ani care a primit diagnosticul de cancer? Tânărul încurcat stă, se gândește puțin și apoi îi spune mărturia despre Domnul Iisus și apoi ce a constatat el. Sunt atâția nenorociți care, mult mai grav decât mine, oameni care trăiesc și nu știu pentru ce trăiesc, oameni care își distrug viața cu amăgirile plăcerilor și își distrug și prezentul și viitorul. Și atunci îi spune: și poate la fel de nenorociți sunt acei care nu sunt iubiți sau nu știu să dea dragostea lor și altora. Și tânărul acesta urmează să-i povestească directorului de liceu ce s-a întâmplat în familia lui. Când mi-am dat seama de paguba asta enormă, o dragoste care nu e împărtășită, o dragoste care nu-i simțită cu alții, sau o dragoste respinsă, așa cum mulți resping dragostea lui Dumnezeu, directorul a lăsat catedra și se duce lângă studenta să-l audă mai bine. Și studentul îi spune: am făcut lucrul acesta pe seama mea și am luat hotărârea să mă duc și să-i spun tatălui meu.
te iubesc. Și cancelarul spune mai departe, și ai făcut lucrul ăsta? Da. Tata citea ziarul, era seară, am venit și l-am bătut pe umăr și i-am spus, tată dragă, vreau să spun ceva. A întors capul și apoi din nou în ziar. Vreau să spun că te iubesc. Și n-am mai putut să vorbească altceva decât să plângă. Și am văzut ceva, că ziarul acela care era întins a început să tremure ziarul. A început să vibreze de emoție ziarul. Și n-a durat mult, că și tata și fiul erau cu ochii în lacrimi. Și directorul de școală îi spune, spune mai departe, că sunt curios. Și tânărul îi spune, tata a făcut ceva ce n-a făcut niciodată în viața lui. S-a ridicat în picioare și m-a îmbrățișat. M-a sărutat și mi-a spus, dragul meu, și eu te iubesc. Și apoi, până înspre dimineață, am stat împreună și ne-am povestit viața. Dacă încă n-ai făcut legământ cu Domnul, dacă încă nu-i cunoști și n-ai simțit inima lui de tată, dacă încă nu-l cunoști pe Domnul și fața lui plină de lacrimi care se apropie de tine și îți spune, ești dragostea mea, nu mă interesează galaxiile și quasarii și pulsarii și toate luminile universului acestuia, cât îmi pasă de sufletul tău, pentru că ești al meu. Și îndemn biserica să fie într-o stare în care dorim mântuirea altora. Ne pasă de viitorul copiilor noștri, de viitorul celor cu care suntem împreună, acasă sau pe stradă sau la servici, pentru că Dumnezeu ne-a dat în păstrare să-i câștigăm pentru Domnul. Ar mai fi multe de spus, dar nu vreau, adică vreau să-mi stric faima că trec peste timp și în seara aceasta vreau să vă îndemn. Haideți să ne unim cu Domnul care plânge, plânge pentru o lume care se pierde în păcate, plânge pentru o lume în care ne-a pus în generația aceasta să le spunem de o dragoste atât de mare încât a lăsat ca din tronul slavei să coboare aici, în lume, și să fie pălmuit pentru noi, să fie scuipat pentru sufletele noastre, să fie alungat din cetate, să fie omorât și strivit ca un vierme, cum spune el însuși, pentru ca să ne câștige o îmbrățișare pe care se ne da în veșnicie. Doamne, ai milă de noi și dă-ne binecuvântarea Ta.